Avocatul Gheorghe Pipera prezint datele cu adevărat îngrijorătoare, începe criza economic real. Avocatul Gheorghe Pipera, profesor de drept comercial, fost consilier al premierului Mihai Tudose, lansează un avertisment dur, începe criza economică reală, nu aia cantata propagandistic de BNR, de libertarienii din PNL și de Dies Resistenti. Pipera prezint datele concrete care arată că situația este una cu adevărat îngrijorătoare pentru economia autohton. Primele trei luni ale anului 2018 au intrat în insolvența 2305 societăți comerciale, mai mult cu 19,31% decât în perioada corespunzătoare a anului 2017. Pentru cei ce nu cunosc acest amănunt, trebuie spus că, statistic, 96 din numărul total al dosarelor de insolvență sunt falimente, deci aceste întreprinderi urmează a dispărea în scurt timp, cu tot cu locurile de muncă pe care le furnizează. Tot în primele luni ale anului 2018 au intrat în procedura de dizolvare de drept, care este urmată automat de lichidare, 9793 de societăți comerciale, cu 60,83% mai mult decât în perioada corespunzătoare a anului trecut. Dizolvarea de drept, care este declansată de Registrul Comerțului pentru diverse motivații din care rezulta că o societate este fantomatică, înseamnă faliment non-judiciar, în termeni tehnici, se numește lichidarea administrativă. Analiza empirică a listei societăților care au intrat în insolventă sau în dizolvare judiciară ne arată foarte multe firme din domeniul comerțului, ceea ce reprezintă efectul nociv al concentrării retailului românesc în mai multe puncte. Silanturi de hipermarketu.3, dar si îngrijorator de multe societăți din constructii. În condițiile în care analiștii și dezvoltatorii imobiliari se laudă, mai abitir decât în 2007 la 2008, ca totul este minunat în domeniul imobiliar, precum și multe firme de hotelarie, turism rural și ecologic, servicii și transporturi, agricultura și pescuit etc., adică mai tot ce înseamnă oportunitățile reale pe care le au imurile într-o economie concentrată aproape exclusiv pe granzi economici, mega retaileri, corporații agroalimentare, big pharma și bănci. Curând, economia noastră va deveni una dominată de monopoluri, exclusivitate și rente. Or, s-a văzut că atât de liberali sunt acești mega actori economici, atât în domeniul cartelurilor bancare cât și, surprinzător și nu prea, în domeniul utilitatilor și al medicamentelor. De notat ca ieri, după 3 ani de anchetă, Consiliul Concurenței a descoperit că facturile la energia electrică pe care le achitam în ultimii 10 ani sunt umblate cu multe zeci de milioane de euro de actorii monopolisti din domeniu, care s-au comportat cartelar. Amenziile dispuse sunt colosale, peste 10 milioane de euro, dar acestea nu vor fi suportate de granzii domeniului, ci tot de noi, urmând a fi incluse în facturi, cu titlu de costuri, în doze mici, infinitezimale, ca să nu le percepem și să protestăm.
cifrele prezentate mai sus sunt oficiale, puteam fi regăsită pe site-ul oficial al Registrului Național al Comerțului. În schimb, concluziile și conjecturile îmi aparțin. Precizez că nu există date statistice care să arate că te persoane care exercită profesii liberale sau independente, fac întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, freelancer, au tras oblonul în această perioadă. Doar ca în acest domeniu au travaliat ca 500.000 de persoane, care dau de muncă la alte 600.000 de persoane. De statistici, predictibilitate fiscală, disciplina contractuală și mediu economic prietenos sau de siguranța locului de muncă în acest domeniu nu se ocupa nimeni, nici în politica, nici în presa mainstream, nici în catedralele sau templele macroprudențialilor. Cu atât mai puțin nu se ocupa de profesiile liberale și independente PNL sau celelalte asasise partide de dreapta, care nu mai pridivesc să apere cele 15 vaci sacre ale sistemului financiar, bancile care încă mai contează în economie întrucât catadixesc să dea credite, plus cele 20 la 30 de corporații care covarsesc 2/3 din economia națională și dau de munca unui număr de ca 300.000 de salariati. Restul, adică adevărata coloana vertebrală a economiei și a societății, clasa de mijloc, nu contează pentru asazisa dreapta românească. Dar orbirea asta farisei casile hamita sfintilor economiei vor fi sancționate curând, atunci când milioanele de salariati și întreprinzători care fac economia și societatea sa fie vii se vor putea reuni în jurul unei platforme civice sau chiar politice care să le promoveze interesele și să propună măsuri pentru pansarea ranilor cauzate de abuzul de putere economică sau administrativă. Scrie Piperea pe Facebook. Vezi i două puncte e vremea peperilor, adevărate minuni pentru sănătate, le poi folosi în gospodărie.